majorarea celor la taxelor și impozitele pentru cei care nu își îngrijesc spații. Dar pun o întrebare aici acum. Și hai să văd cine îmi răspunde. Dar pentru degradarea casei Anchele, cine plătește 400% de impozit? Cine trebuia să aibă grijă de ea? Uitați-vă cum arată. Piața îi sancționăm că nu au grijă de imobilul lor. Dar noi ce, pe cine sancționăm? Sau sediul, fostul sediu al PNL-ului. Sau unul a fost revoluționari și i-a mutat de acolo, din centrul vechi. Îi dau observații, să vedem, da, întreb, cine răspunde pentru că astea nu s-au reabilitat? Păi, lați, le luăm 400% în plus, au, n-au bani, le luăm banii că nu arată bine în fațada clădirii. Dar la noi, cine ne sancționează? Casa Anghel, într-adevăr, este un moment important pentru municipiul Botoșani și este bine că l-ați amintit. El a intrat pe lista de investiții pe noul program PORT cu o valoare de 8 milioane de euro, bani care sunt deja alocați municipiului Botoșani. Nu sunt bani pentru care trebuie să ne luptăm concurențial sau pe care trebuie să le obținem. Pur și simplu se va începe la lucrarea documentației în momentul în care ghidul este deja aprobat, în momentul în care vine finanțare și deschisă, banii sunt deja alocați pentru Casa Anghel și nu va fi doar Casa Anghel, ci va fi și un ansamblu în jurul Casei Anghel care va fi reabilitat. Colegii de la investiții de la proiecte au dat mult mai multe, mult mai multe. Deci este vorba de educația și în grijină împreună de